Mamă, ce bine se simte, frate! Să fii plecat timp de o săptămână să nu mai filmezi Happy Wheels și apoi când intri, oh, se simte atât de bine să știi că sunt literalmente o tonă de hărți minunate făcute de voi pentru mine. Se simte foarte minunat, sunt sigur că o să fie geniale, foarte frumoase, foarte sexoase, literalmente o să fiu gay pentru ele dacă... Rămân fără aer aici. Dacă sunt hărțile bărbat, dar dacă sunt femei sau ceva de genul ăsta, atunci nu o să fiu gay, o să fiu ihate pink, heterosexual. Bun, nu contează, hai să apăsăm search și hai să vedem. Păi, nu știu exact când am plecat eu la munte, frate, după aia am avut niște treabă, mi-a fost rău într-o seară, mamă, ce aiurea să m-am simțit. Ar trebui, da, am programare, va trebui să mă duc să-mi fac niște analize, să-mi schimb și ochelari, chestii foarte complicate, dar am fost plecat de pe data de 13? Da. Înseamnă că avem o pagină întreagă de hărți și aproape jumate, cred. Ceva de genul ăsta. O pagină jumate întregi ambele, adică jumatea e întreagă și pagina cealaltă este întreagă, dar jumatea nu e întreagă. Dar dacă ne referim doar la jumate, atunci da, e întreagă. Pink, treci la jucat hărți. Hai, gata cu introducerea asta. Nu uitați, please join. Oh, no, o să fie oribilă. Fii antenă. Știam că va fi oribilă, dar când am văzut că nu e oribilă, am crezut că poate nu e oribilă, dar apoi chiar s-a dovedit a fi oribilă. Ok, hai să apăsăm din nou R și data asta, sau mă rog, tab R, și data asta nu o să mai murim când cădem. Nu uitați, oameni buni, like-urile sunt foarte importante pentru că, literalmente, cu fiecare like pe care mi-l dați, mai crește un neuron și, practic, devin foarte, foarte deștept. Link-uri, Instagram, Facebook și G2A acolo în descriere, oameni buni. Îmi urăsc viața de... De ce trebuie să fac eu chestia aia? Ai văzut cât de complicat e? Cum Dumnezeule mare se presupune că ar trebui să... ies de acolo, nu știu. Ok. I think Boica. Oh no, dude. E o mapă cu Yuri Boica din nou. Cine... Am înțeles, e un fel de personaj, actor, ceva. Dar de ce îl puneți în hărțile mele? Ce legătură am eu cu Yuri Boica? Oh, shit, shit. De ce e atât de imp... Deci... Nu pot să... Nu! No! Dumnezei și altarul, mă. Ok, las că e posibil, las că e foarte foc! Foarte posibil, deci fii antenă, e foarte simplu. Tot ce trebuie să faci e doar să-ți rup mâinile, apoi să faci ceva de genul ăsta și bravo, ai urcat o scară. Ok, încă un. Băi, fuck. Nu! No! Stop, nu cădea! Oh! Easy game. Așa, easy game. Dintr-o dată a devenit mult mai ușor. Oh. Oh, ah, nu, stai că e prea sus. Ha, ha, ha. Ah! Au! Au! Am pierdut copilul. Răzbunarea! Wow, am ajuns arici. Am devenit un arici, ok. Ai Pink și Pomohachi. Cineva mi-a donat și m-a întrebat ce părere am de Pomohachi. Și eu habar n-aveam ce e Pomohachi. Și am zis, băi, e un om ca lumea. Și apoi mi-a zis că e un... Mi-a zis că e un preot sau ceva care iubește copiii. I'm like, oh my fucking god, dude. Dar e cântăreț, nu? Ce Dumnezeu... Bă, să-mi scrieți în comentarii ce Dumnezeule mare că sunt pe lângă cu tot subiectul de Pomohachi. Ficus cu handicap gradul 1. Ceva creatură periculoasă. Mușcă. Ok, nu mușc, dar mă rog. Un apartament în ce țară vrei tu? Would you rather? Sau o vilă în România? Dude. Eu sunt de părere că România e o țară foarte frumoasă în care să stai dacă ai bani. De ce? Că totul e ieftin! Asigurări la mașinile astea! Eu am un prieten care e în Germania, lucrează acolo și a zis că el, la asigurare, la un hârb de mașină de 5.000 de euro, trebuie să dea pe an 1.000 de euro. Like, what the fuck? 46 de milioane asigurare? Dude! La noi asigurarea, dacă faci pe numele lui tati, e atât de ieftină, literalmente mergi... Bă, e totuși scumpă, dar nu ca în Germania. Poți să ai asigurare de 3 milioane sau ceva pe un an. Nu de 4-6, mă înțelegi? Deci România e o țară foarte șmecheră din punctul ăsta de vedere. Dorel, nu pot să trec, mă las de viață, pa, emoticon trist. Oh, Jesus, i-am spart sticla. S-a sinucis. Dar nu e problemă pentru că mai există mulți oameni ca Dorel. Oameni, nu oameni. Ok, level 2. Easy. Oh! Opa, ce crezi că mă păcălești pe mine? Vrei să urc pe sticlă și apoi să dau cu capul de țip, nu-i așa? Ghinion, fraiere, pentru că sunt prea bun pentru asta. Ok.
Okay, asta e destul de greu. Ok, ok. Fuck! Ok, copilul nu face parte din mine. Copilul este creatură independentă și practic... Nu cred, mă. Bă, ce enervant e. Ok. Oh! Fuck! Copile, te rog... Wow! Mamă, ce era să mor. O sugestie. Joacă Roblox. Phantom Forces. Flee the facility. Alea sunt minigame-uri pe Roblox. Am înțeles. Vom juca și de alea. 1, 3 stele, 4 stele. Ce e asta? Am picat la... am picat din greșeală. Și știe și el asta. Păi atunci de ce ai pus grapa aia atât de mare, a? Artwork. Ok, e un artwork, chica. Hai să vedem ce artwork minunat. De asemenea... Ăștia spărgeau strada afară, frate, dar văd că s-au oprit. De asemenea... S-ar putea, ia stai așa o secundă, ca soarele să iasă din nori și... Wow, ce luminos e facecam-ul meu! De ce l-am făcut negru? O secundă. E foarte complicat, voi nu înțelegeți că eu... Un pic mai bine, ok. Ok, nici măcar nu eram atent. Care-i faza? Eu când îmi testez luminozitatea de pe facecam, mut facecam-ul în partea de jos. Pentru că dacă îl țin sus, eu am monitorul sus și dintr-un anumit unghi ți se pare că facecam-ul e foarte întunicat, deși el e foarte luminos și practic trebuie să-l mut jos ca să-mi vină perpendicular privirea pe el, ca practic să-mi dau seama. E muncă grea de YouTuber, ok? Oameni buni, foarte, foarte grea. Bun, hai să jucăm harta asta. Doamne, au bubuit chestii. Galben fiind că de aia. Ce alegi dintre? Să nu mai mănânci niciodată ciorbă. Să nu-l mai vezi pe cafeluță. Oh my god, dude. Ok. Cum să zic eu ție? Ciorba a fost în viața mea de când m-am născut și cafeluță de vreo 2 luni. Așa că la revedere, Motan. Îmi pare rău. L-aș vinde pe cafeluță pe o ciorbă. Wait, what? Dacă mă duceam la cealaltă opțiune, eram blocați. Păi cum vine asta? Dacă eu îl preferam pe cafeluță, ce făceai, a? Nu mă puneți să aleg între chestii pe care le iubesc, ok? Pentru că va trebui să aleg una, oricum ar fi. Ce alege dintre... Stai așa că nu văd. Să nu pot vorbi normal, adică să urli mereu. Oh, shit, asta ar fi nașpas. Să crezi mereu că oameni te urmăresc și să vrei să... What the fuck? Să vrei să te sinucizi? De ce m-aș sinucide dacă mă urmăresc cu oamenii? Nu-mi pasă, dude. Paparații. Uh-oh. Tu, copile, poți să rămâi acolo. Băi, ce, asta-i tot? Au fost 2 întrebări. Ce quiz a fost ăsta? Am picat în vid. Ce quiz a fost ăsta, dude? Ce... Nu știu ce quiz a fost. I hate pink, nu pot. Bună, eu sunt Bianca. Uh-huh. Sunt din Ploiești. Am 10 ani. Mai am câteva... Câteva luni și fac 11. PS, ai grijă la quiz că nu prea am făcut bine. Oh. E ok, să știi că toate quizurile făcute pentru mine au foarte multe greșeli în ele și practic orice răspuns aș da, să știi că pierd, deci nu contează. Ok, unde e quizul? Oh, Doamne. Oh, fuck. Cum te cheamă? Liviu sau Fono? Stop. God damn it. Oh, Jesus. 21 sau 2? Ce întrebare era aia? Câți ani am? Ambele răspunsuri erau greșite. Fuck! Am murit, dude. Ok, următoarea hartă. Nu de alta, oameni buni, dar vedeți că avem o grămadă pe care trebuie să le jucăm și nu vom sta foarte mult la o hartă dacă e foarte imposibil de complicată. Du-te pe bombiță. Ok, cred că nu trebuia să mă duc așa pe bombiță, da, cred că trebuia să fac ceva de genul ăsta, așa, și acum... Oh! Wow, chestia asta a funcționat dintr-o singură încercare, incredibil. Un rând de aplauze, oameni buni, mulțumesc foarte mult, un rând de like-uri și un rând de comentarii. Salut, sunt Teo și sper să-ți placă, e prima mea mapă. Dacă spui Teo și Bogdan, faci 1 milion de abonați. Nu o să fac asta. Nu o să-ți dau satisfacția să-ți auzi numele. Știu că... Oh, Jesus. Știu că unii dintre voi aveți fetișuri. Oh, da, Pink, spune numele. Oh, mică târfă. Oh, dar nu o să fac asta. Ai Pink joacă. Ok. Oh, ești drăguț, e disfinată iarba, bă, și ficu și ăștia. Iete, îmi dai și mie un bon de masă. Șterge-o, bă, de aici.
Bon de masă, ți se pare că lumea mă plătește în bonuri de masă? Nu mă plătește nimeni în bonuri de masă. Coș de basket. I don't know, dude, s-ar putea să fie, eu nu știu cum arată un coș de basket. Adică știu, dar eu nu joc basket. Borș. Ronald McDonald. Oh, no, dude. Ceva oameni foarte mulți aici și au niște poziții foarte ciudate. Ce e Bang Gang-ul ăsta aici, mă? Ștergeți-o. E un copil acolo, nenisimțiților. Op, ok. S-a soldat cu un mort. Sau o moartă, mă rog. Mi-e dor să joc Metin. Au de sigur că e ceva de genul ăsta. Du-te, mă, da. Ok. Te rog să... Nu pici în vid, voiam să spun. Dar am picat în vid. Ești cel mai frumos și tare YouTube. Oh. Bă, nu știu acum ce e drept. Stai așa să mă văd și eu. Ce e drept, Tsuki mi-a zis că atunci când îmi dau ochelarii jos. Și fără șapcă, dar am un păr cam ciudat în cap. Mi-a zis că sunt foarte sexy. Oricum... Când o să merg să-mi schimb ochelarii, nu știu exact dacă voi mai lua exact aceeași formă. Voi lua unii cu ceva mai lung aici, ca să-mi vină pe la urechi, mă înțelegi? Că ei stau un pic cam sus acum. Dar nu știu de forma acelea de la lentilie, oare să le iau mai... Mamă, cred că ne apropiem de finalul acestui episod, dar hai să mai jucăm harta asta. Nu știu dacă voi mai lua unii atât de mari, poate unii mai mici, poate ceva mai discret. Abar n-am. Nu vreau să arăt ca un tocilar, nu de alta, dar sunt prost. Și lumea să știe că ești prost. Și cealaltă lume să te creadă că ești tocilar, adică e luz-luz. Are Tsuki un nume frumos în realitate? Bănuiesc că are un nume și ea, nu? A, da, cel mai frumos. Cel mai frumos nume, dude. Literalmente, cel mai frumos. Uneori uit că o cheamă și într-un fel. Că gen, nu folosește numele ăla și e atât de ciudat. Ok, dacă Tsuki ar fi răpită, te-ai duce să o salvezi singur? Fără poliție și fără familia ca să știi. What the fuck? Dude, ăsta nu e film de acțiune, ok? Cum poți să te duci? Cum poți să te duci? E cea mai stupidă chestie ever! Poți să spui că este eroică și că nu știu ce. E cea mai stupid! Nu! Dacă cineva te-ar pune să alegi între să fii tu împușcat și... Nu văd din cauza că caracterul meu stă fix acolo. Oh, Jesus! Fuck, m-am dus în greșeală pe un răspuns fără să vreau, am apăsat greșit. Ok. Între să fii tu împușcat și să fie Tsuki, pe care dintre voi ai alege? Oh, no. Pe mine? Hai să treacă, meargă. Ok. Ai zis că nu te-i bate pentru o fată, nici măcar pentru Tsuki? What the fuck, dude? Fuck off. No, fuck off, dude. Fuck off. Întrebările astea mă întristează atât de tare pentru că... Niciodată nu o să fii în situația în care să trebuiască să te bați pentru o fată decât dacă ești prost. Și ești atât de... Bine, nu știu ce voiam să spun. Ideea e că trebuie să fii prost să intri într-o bătaie pentru o fată. Ce-ți face fata aia, mă? Îți face de mâncare? Dacă-i maică ta, poate, da. Dar cum să te bați pentru o fată care e prietena ta? Like, bros over hoes, frate. Chestia asta s-o țineți minte de la mine. Bros over hoes. Perioada viitoare. Pa, pa. G2A.com, the best video game store ever!